Bună ziua! Declarăm ședința deschisă. Dacă sunteți de acord cu procesul verbal de ședința anterioară. Cine este? Abține. N-am fost prezent. N-am fost prezent. În decembrie n-ați fost. Era ordinară, extraordinară, nu a fost. N-am mai fost ședință ordinară. De data asta nu mai fost ședință ordinară. Doamna Cica, deci avem toate punctele pe ordinea de zi? Da. E vreo unul care a introdus? Nu. Dacă aveți ceva în plus de ceea ce... Deci, pe urgență, să văd dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Și pe urmă începe. Să sunt pun la vot dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi din ședința de astăzi, actuală, 23.01.2019. Cine este pentru? Începe cu punctul 1, nu? Da. De citește și pune în minus. Da. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 de la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, inițiator primarul comunei. Așa. Și ăsta-i proiectul. Citesc proiectul. Vă spun, nu e neapărat să citesc. Era citit și ședința trecută, era mai multe discuții. Domnul viceprimar, dacă îmi permiteți, aici vă pot... spune că ni s-a comunicat că dacă nu o să avem hotărâre de Consiliul Local vineri, de vineri încolo, nu ne se mai ridică gunoiul. Din câte mi s-a spus, președintele de la ADIS și-a dat demisia. Nu prea mai am nici cu cine colabora nici la nivel de ăsta, dar problema e că documentația ne s-a trimis. Mi s-a spus ce avem de făcut, dacă nu facem pașii ăștia ca să, pentru să votăm proiectele astea 4, 3 mai sunt, că unul s-a votat pentru, cu subvenționarea, atunci ni se va... Concret și cu prețul ăsta, cu ridicarea prețului? Păi, concret sunt prețurile stabilite de către ei, așa cum sunt, subvenționarea care se poate face de către primărie, și... Dar ce înseamnă prețul stabilit? Care le-am stabilit noi sau... Nu, care le-am stabilit noi. Ei ne-au oferit niște prețuri și trebuie să mergem cu prețurile lor. Dar asta e următorul proiect cu taxe. Da, dar aici... Dar aici ce prevede? Pentru... E un act adițional care s-a întocmit, se întocmește pe 2019. Deci, Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Dar la contract sau la ce... Da. Doamna secretar, puteți să dați citire la... Da, la ce? Dați citire la... Și mai are încă al doilea punct, tot din acest proiect, se împuternicește domnul viceprimar în adunare asociație, deci să reprezinte... Bun, eu sunt puternicit ca să reprezint comuna. Așa, să semneze actul adițional, dată adițional numărul 3. Nu l-am aici, dar nici ce este, ce este acolo. Avem raportul de specialitate. Adițional numărul 3. Este încă o anexă. Avem expunerea de parte din proiect. Asta e alt proiect al lui. Aici.
Nu, că din decembrie, că nu s-a aprobat în decembrie. Dar mare parte nu s-a schimbat nimic de la proiecte, nu? Nu, exact asta nu a scăzut prețul, nu e vorba de negociat, nu, ne impune, nu. Trebuie, votăm și atât, nu? Deci ni se impune, trebuie să votăm. V-am spus, diferențele le vom gândi să vedem cum le facem cu din bugetul Consiliului Local, față de anul trecut către populație. Păi da, anul trecut am avut 49 de lei, nu? 49 de lei de persoană, nu? De persoană pe an. Pe an. Și acum vine 81,70 de lei pe persoană pe an, nu? Aici vreau să vedem un pic. Doamna Gabi, da. Haideți un pic mai aproape de noi. Păi să ficem. Haideți aici. Un pic dacă ne puteți spune care sunt prețurile propuse pe anul 2019. Păi sunt prețurile care sunt alea date de către cei de la... Da, următorul cu prețul. Tot așa. Asta e prodit privind actul adițional. Ce cuprinde actul ăsta adițional? Modul de implementare a sistemului integrat de management al deșeurilor solide. Toate documentele astea sunt trimise de către ei. Așa. Deci cum e? Deci cum se face? Cum se operează cu groapa? Cum se duce cu noi și modul de colectare și tot e prins aici, nu? Bun, dar cât vine de persoană? Asta ne interesează. Stați așa un pic, avem de altă... Dar la următorul punct, că le cer separa hotărârile. Dar putem să discutăm la un loc, la aceeași treabă aparține toate punctele. Corect. Da, da. Ce era de urgent anul trecut când era problemă că ne blochează conturile primăriei, era vorba de un miliard și ceva. Ăla a votat-o și restul punctelor a rămas în luna asta, să vedem care e treaba cu ele. Dar aparține de aceeași proiect. Materialul din coace un pic. Ăsta e următorul, urmăriți ordinea de zi, de-aia ne-am pus la rând, în ordinea în care se puse pe administrație. Și ăsta e al treilea. Toate cele trei puncte, unul fără altul nu merge, adică sunt aceeași treabă. Implementare, prețul, stabilire și compania RomPress. După prețul lor o să fie livrat. Tot aparținând de sănătate. Deci 6,82 de lei pe persoană pentru persoanele fizice și pentru societăți 14,99 de lei pe lună. Deci 6 lei 6,80 cât a spus? 6,82 pe persoană pe lună. Pe lună. E pe persoană pe lună. Iar la societăți 14,99. Deci nu s-a dublat. Și la societate? Ba, aproape să dublează. Aproape, dar nu s-a dublat. E vorba de 82, nu? E vorba de 81,84 de lei. Anual. Asta se calculează, domnul viceprimar, în funcție de tonă sau cum se calculează? Nu se calculează, deci e stabilit un tarif pe persoană. Bun. Și încă o întrebare aici pe persoană. Doamna Gabi, dumneavoastră v-ați ocupat de treaba asta. Nu s-o ocupat. Persoanele, adică cetățenii comunei, s-au numărat cât suntem efectiv real. Că una vorbește, de exemplu, când a fost de la domnul de la Adis, așa au zis că avem 5.000 sau 5.000 și ceva. 34. Noi, de fapt, cât avem în comună? Normal, așa. Normal, ce știm? Așa nu putem să-i numărăm, pentru că există fluctuații. Dar, în mare măsură, cred că, în principiu, cel puțin 30% din populație este plecată cu tot copil, cățel, pisică. Deci, nu ajungem nici la 4.000 de persoane, nu? Aproape. Pentru că, conform primului contract la care nu s-a schimbat nimic în actele adiționale, persoanele care demonstrează cu documente, că nu locuiesc în comună. Și aici intri chiar și elevii care sunt plecați la școli. Și avem și destui din ăștia, la facultăți, la licei. Cei care demonstrează că lucrează în străinătate. Le luăm copii după actele de rezidență sau orice document care să demonstreze. Sau chiar care lucrează în altă localitate și vin eventual în weekend în vizită sau chiar nu vin deloc. Sunt plecați în alte localități.
documentele sunt strânse. Există la noi, în fiecare dosar personal, dar nu am făcut o numărătoare. Da, doamnă, dar asta nu a luat în considerare nimeni. Nu, n-a luat în considerare. Adică nu a luat în considerare. E s-a dus că avem 5.000 de locuitori, atâta bani trebuie și gata. Da, dar când luna trecută i-am spus domnului de Adis că, virgulă, conform contractului respectiv, persoanele care dovedesc că nu locuiesc, noi le avem scăzute, răspunsul lui a fost să dea Dumnezeu să ajungem și noi să ni se pună popii salarii și să nu ni luăm salariile. Asta a fost răspunsul. Exact, așa a fost răspunsul. Da. Domnilor, dacă îmi permiteți, valoarea accesării Adis nu e scumpă. Hai să fim reali. Ne gândim la o jumătate de pachet de țigară pe lună pentru ca să ne aducă mizerile ce facem. Aici e altfel e problema. E scump pentru ăia de unde nu le duce murdăria. Și aici putem să facem o evaluare. De exemplu, Budacă, știm, avem 13 familii, le scoatem, Petrichen, Ardă, le scoatem. Dar pentru restul, o jumătate pachet de țigări pe lună ca să-ți scară murdăria și suntem ultima comună, nu e scump. Aici să punem punct la chestiunea asta, că e scump. O jumătate de pachet de țigară pe o lună. Să ne ducă mizerile ce le facem. Și știm bine că toată lumea de la cine le duce avem mizerii. Avem sticle, avem flacoane, avem de toate. Așa că cu partea asta să lăsăm că e scump, să lăsăm naibii. Că 7 lei, o jumătate de pachet de țigări pe o lună, hai să fim reali, nu e scump. Mai puțin. Nu cumpere jumătate. Stai acum, hai să nu luăm 5-10 țigări. Deci hai să lăsăm treaba asta. Trebuie aprobat că nimeni de gratis nu-ți face să-ți scară până la Bacău. Deși avem 100 de kilometri, trebuie să fim reali oameni. Și vreau să vă spun că în asta trebuie aprobat primăria să evalueze localitățile, sătuțele, Ulițele de unde nu se ia și de acolo nu luăm. Da, de unde se ia. Nu se ia de la Ardămaș, nu se ia de la Budacă, nu se ia de unde. Nu se ia de unde, nu se plătește. Da, o lucrare, stați puțin, domnul. O lucrare care nu se execută, pentru ăla nu poți să iei bani. Lucrarea care se execută trebuie să iei. Și dacă zicem că o jumătate de țigări pentru o lună ca să-ți scară mizeria e mult, atunci scuzați-mă, discuția asta nu e valabilă. Proiectul ăsta trebuie să aprobăm, că dacă nu aprobăm toate mizerile ce o să vină, o să rămâie la marginea drumului. Cine e vinovat? Consiliul local, că nu aprobăm. Vine mediul, ne dă câte 500 de milioane de amendă și vedem unde ajunge. Ăsta nu e un punct de discuție. Ei a pus un preț care au pus, nu e un preț extraordinar. Hai să fim cinstiti. Putem să ne referim la altă parte, că nu are oamenii bani. Și asta putem. Dar trebuie să avem bani și de pâine, trebuie să avem de toate. Dar 7 lei pe lună pentru mizeria care aruncăm, nu e de discutat. Să mă scuzați. Mulțumesc. Să pune la aici aș avea ceva de adăugat. Are foarte mare dreptate domnul Antolotindă, dar am și eu părere și vreau să exprim. Foarte bine a zis că nu putem să rămânem cu deșeul lângă drum. Foarte bine că numai așa, exact, nici un jumătate de pachet de țigări, asta e adevăr. Dar fiți atent aici, așa să vină cineva să ne impune că e obligatoriu, cu ăla nu pot să fiu de acord. Că tu la trecută când s-a făcut contractul cu Romprestu, acum câțiva ani, exact în felul ăsta a fost făcut. Păi trebuie votat că n-avem de ales. Acum când ne trezim, timp de 4 ani sau de cât avem contract cu Romprestu? Nu, 3-4 ani. Tot am zis că trebuie numărați oamenii să plătim real, adică să plătim. Nu, ei tot bagă la 5.000 de locuitori, ne trimite factura, acum chiar am avut un miliard și ceva care s-a strâns și nu a putut să dea nimeni explicație din ce. Numai un pic să termin ideea. Tot am discutat și atunci că de unde nu se ia gunoiul, să nu plătească omul. Dar timp de 4 ani, tot s-a plătit, tot s-a băgat la impozit, tot cerem de la oameni banii și ăsta nu-i ceva drept. Adică ăsta zic, nu e corect. Dar ăsta zic că, bine, acum să treacă cele trei proiecte. Foarte bine, sunt de acord că trebuie luat mizeria.
Dar proiectele ăștia au trecut și vin numai la an. De exemplu, dacă la anul vin, că o să fie nu 6,82 de lei pe lună, o să fie 20 de lei. Ce o să zicem? Iar trebuie să aprobăm că trebuie să treacă. Totuși este vorba de o companie, bineînțeles, cu o acțiune pe un prestu, dar e privată. Adică e o firmă privată care ne impune pentru noi că atât ai prețul. Unde este concurența? Unde este... Domnul Orteanu are perfectă dreptate. Am greșit romprestu. Că trebuia să vie, zicea, domnilor, uite, aveți 10 lei pe persoană. Și noi negociam la 80 și rămâneam la situație. Singurul lucru care a fost, că venea cu 10 lei, se negociam și rămâneam la 8 lei care e pus acum. Aici au greșit. Nu e o problemă, dar asta zic, nu e democratic să impui la cineva un preț fix. Nu e democratic. Domnul Orteanu, încă o chestiune. Dacă îmi permiteți un pic, domnul Orteanu. Da. Haideți că știți ce se întâmplă? Să vorbim lucrurile și să le spunem pe nume. Dumneavoastră aveți impresia că dacă aveam posibilitatea de a face negocierea, de a avea posibilitatea de a schimba ca să nu plătească cei care în zona unde nu au acces mașinile. Credeți că nu o făceam? Tocmai asta vrem să ajungem la aceeași... Să nu credeți că și eu v-aș întreba pe dumneavoastră, haideți să facem. Dacă ne permitea, pentru că noi facem parte din ADIS. ADIS-ul ne-a impus. Deci ei ne reprezintă pe noi, într-un fel. Nu ne-a mai dat, deci nu ne-a mai dat posibilitatea ca noi să negociem. Eu v-am înțeles, dar dacă la anul, în 2020, vine și impune iarăși 20 de lei. Ce o să facem, domnule? Bun, vreau am să vă spun. Am întrebat cine, domnule, a fost de la ADIS. Am întrebat. Nu a putut să dea un răspuns. Eu am rămas dator. Că am promis în ședința trecută că mă interesez în comunele învecinate dinspre Harghita. Și la Harghita m-am interesat, am discutat și acolo cu viceprimarii și mi-au spus că ei se ocupă mai mult cu problema cu gunoiul și ne-au zis așa, să nu facem greșeala să ne mișcăm acum, pentru că ei, momentan, funcționează exact cum funcționam noi cu Comăneștiu. Înainte, da, exact. Da. Și au zis că anul ăsta, și la ei să strică toată problema și la ei au venit, adică o să fie cineva care o să pună monopol, pentru că nu mai au ce face. Consiliul Județean va hotărâ numele comunelor. Și au zis că se schimbă și acolo și tarifele, și contracte, și tot. Aveți foarte mare dreptate. A zis că ei au reușit. Nu pot să mă înțeleg, adică... Bun. Una la mână. De asta zic, sunt lucruri care știm, dacă știm că le putem face și aș fi găsit o cheiță și o portiță, le-aș fi făcut. Na, ei la un moment dat ne-au dat toate prețurile pe an. Deci eu știu cum sunt în creștere. Planul de evoluția ta pe an, vezi? 2019-2020. Domnilor, eu am înțeles ideea asta. Dar ce nu e o idee, e o impunere. E o impunere. Dar ce se întâmplă, presupunem că ei în satul Chitiș, deci ei ne-au impus ca să plătim o datorie sau o penalitate de 1,4 miliarde de milioane. Nu vorbim numai de sat. Nu. Eu vorbesc despre așa, despre comună, așa. Dar ei ne-au impus ca să plătim 1,4 miliarde de milioane niște dobânzi, datorii care au fost plătite, dar care ei au calculat în plus. Am înțeles la tonă. Haideți să vă explic. Așa, dar nu un pic, ca să nu pierd ideea. Ei presupune, păi ei cine îi trage la răspundere pentru că din 15 decembrie n-au mai dus gunoiul din satul Rechitiș. Da. Ei din satul Rechitiș, din 15 decembrie, n-au mai dus gunoiul. Acum deja suntem 22 ianuarie. Așa, 23, scuzați-mă. Deci ei de... Deci mașina deci, care deci, urcă... Și pe ei trebuie să-i tragem. Hai că nu înțelegem, că le aprobăm și le dăm. Și am plătit și dobânzile și așa. Dar pe ei cine-i trage că de o lună de zile n-au venit în Rechitiș? Și drumul este bun. Se putea urca. Da. Drumul este bun. Dar nu l-am înțeles. Dar n-am înțeles. Deci în decembrie au fost drumul. Hai să-i tragem un pic și pe ei, să vedem care e situația. Numai puțin de o lungă. Deci în decembrie știu că au urcat odată, pentru că n-au putut... Da, pe la începutul lui decembrie. La început sau la mijloc? Nu, la început. Bun. Știu că de câte ori au venit... Dar drumul este curățat, drumul e bun. Bun, de câte ori au venit ei, au fost probleme, au fost un pic mai gheață. Am înțeles. Ce să zicem? No, avem și probleme din astea de iarnă. Ei au trage numai spate la mașini, mi s-o explica. Dintr-un 1,4 miliarde am putea, deci pentru treaba asta să le tragem și lor lupii care nu și-au făcut datoria? Domnul dacă Silier. Contract sunt clauze. Contractele astea sunt făcute de așa, de unilateral, nu de o parte.
Adică nu, dar sunt semnate două părți. Da, da. Și dar ei au venit cu contracte, gata, făcute, trebuiau semnate și acum ne trezim că dacă președinte, nu facem ce trebuie, ei nu se domnilor consilieri, eu aș propune. Deci haideți să supunem la vot. Sunt punctele 1, 2 și 3. Și 3. Și cât, deci, cu cât se subvenționează primăria, cu cât se subvenționează? Păi de primăria, subvenționarea primăriei, am zis că o calculăm să vedem în funcție, trebuie să stabilim în funcție de zona unde se acționează, adică de unde se ridică gunoiul, să stabilim, să rămână taxa care e și de unde nu se ridică gunoiul să umblăm cu subvenționarea. Da, avem acordul Consiliului de Concurență, acordul de subvenție. Acordul Consiliului de Concurență, am înțeles că li s-a transmis la... Că este acordul avem, pentru ADIS în care... La ADIS. Da, dar la ADIS se specifică că atâta vreme cât nu sunt două firme, n-are cum să dea ADIS. Mai e o chestie. Deci nu există acord. Deci atâta timp că nu sunt două firme care să concureze... Nu are nevoie de aici. Nu, nu are pentru ce să dea acord. Și atunci, dacă nu avem avizul Consiliului Concurenței, nu putem subvenționa. Adresa trebuie trimis, adresa la Consiliul Concurenței, care a fost doar subvenționarea. Deci nouă ni s-a zis ca să prindem în buget, ca să ni se dea bani pentru subvenționare. Una e să ți se spună și alta e deci să ai nu, exact scris. Dar scris, doamna Gabi, dacă îmi permiteți. Deci, ni s-a transmis să, ni, să prindem bani în buget, ca de la, ca de la județ să ni se dea bani pentru subvenționare. Deci, și de asta am zis, să supunem la vot, deci noi am discutat în, cum ar veni toate trei puncte. Deci să supunem la vot 1, 2 și 3. Cu mențiunea în proiectul pentru taxa de salubritate, pentru plan, la planul anual de evoluție a taxei, cu mențiunea ca persoanele care locuiesc în zonele inaccesibile exact. Să fie scutite. Exact. Da, cu mențiunea unde mai... Și care n-au tomberon. Da. Păi obligatoriu nu au tomberon în zonele unde nu a fost acces. La toată deci lumea unde este acces, am spus, veniți cu buletinul că vi se dă. N-am mașină, n-am căruță, vin altă dată. Deci, asta nu este că n-au tomberoane. Deci în zona fără acces, unde nu intră mașina, acolo, deci din start nu li s-a dat. Mă repet, sperata la toată comuna, undeva la 80 și ceva la sută e rezolvată problema. Restul de 20% e o problemă. Pentru că indiferent, chiar dacă e numai 20%, dar există o problemă încă. Și încercăm să lucrăm acolo să vedem... De pe Ardema se ridică gunoaiele? Nu se ridică, nu. Da, acolo trebuie scos. Ardema. Și mai am o propunere. Dacă păi trebuie. Păi se vor studia... Dacă nu se meargă sus mașina, că are unde să meargă. Nu e adevărat că nu poate să urce pe Ardemaș. Da. Să fim sinceri. Ideea e că vedem... Mașina mare aia de basculaj poate să meargă să pună pietriș pe drum și ăsta mai mică nu poate să urce că nu vrea. Și de cătișul putea să urce. Da. Deci drumul curat sau ar putea să urce, dar... Poate și la Budaca ar putea până la... Dar domnul primar, fiți atent aici. De exemplu, la Geace, acolo jos unde e intersecția pe Adama. Acolo poate să întoarcă și tir. Pe acolo vine jos. Da, acolo sus. Dar dacă spune el că se întâmplă ceva pe el... Nu e problemă, nu se plătește și cu ăsta basta. Nu se plătește, trebuie scos. Asta e problema, că acum o aprobăm și în contract e precizat, în contractul vechi, că se ia pe persoană. Și ăla nu putem să scoatem numai dacă ajungem la o concluzie cu... La o negociere. La o negociere cu ADIS-ul. Că o să ne implementez, o să vină cu factura la doamna sau la domnul viceprimar, că atâta persoane aveți, atâta trebuie să ne achitați. Și noi trebuie să ne descurcăm. Asta e problema. Se face un proces verbal care aprobă, prima dată se face o inventariere, pe toată comuna, în ce zone nu se duce mașina, trebuie spus persoana. Domnul se face un proces verbal, semnează Consiliul Local, aprobă și dăm lor. Domnul Adam, se poate face. Da? Dar eu vă spun un singur lucru. Până când o să fim sub contractul lor, deci noi rămânem la persoană. Domnul Vice, noi găsim soluții care nu se execută, ăla nu se plătește. Vreau să vă mai spun un singur lucru. Exact. Vreau să vă mai spun un singur lucru. De exemplu, gunoaiele, chiar dacă sunt pe Ardămaș sau în ulițele care sunt, oamenii momentan, deci astăzi au unde duce gunoiul.
Deci noi avem amplasate foarte multe spații care sunt astea, tomberoanele mari, unde se poate duce, se poate duce gunoiul. Deci nu există că gunoiul trebuie să duci, să-l duci pe marginea trotușului sau să-l arunci în ulița în care stai, pentru că trebuie să înțelegem și partea asta. Chiar dacă stai pe uliță, de exemplu, eu nu iau taxă. Dar eu la un moment dat ulița aia o văd plină de gunoaie. Și să știți că la un moment dat pe alea luăm amenzele noi și dacă o să se plătească taxa. Deci dacă vin și găsesc ulița plină de gunoaie, dacă găsesc trotușul plin de gunoaie. Pentru că gunoaiele astea se duc, să știți că la un moment dat se duc tot din zona aia. Nu neapărat din zona de centru. Eu totuși am o propunere. Să se cântărească sta mașina cu gunoi, că nu se duce atâta, deci gunoi totuși nu se duce, domnul. Deci vă confirm, deci vă confirm eu, vă confirm că gunoiul a fost. Eu am văzut mașina care o lua din comună, a coborât și a mai luat și din altă parte. Mă ascultați un pic. Deci a trebuit cântărit mașina. Nu, mă ascultați un pic. Depinde ce mașină ați văzut. Mașinile care sunt la societăți, alea îți rezolvă societățile, se duc și iau din altă, și din altă parte. Mașina care vine pe Ghimeș, pe Ghimeș lucrează. Și vă spun că am avut cazuri când au venit și nu au căput în mașină. Vă spun că am avut cazuri în care au trebuit să anulăm. Am avut, de exemplu, zona Bisericii Ortodoxe, cimitirul catolic și ortodox, unde a trebuit să desfințăm din cauza că acolo se umplea un sfert de mașină. Bine, aia a fost de ziua morților. Nu era de ziua morților, era permanent. Pentru că știm clar, umblam pe zona aia și știm, s-a adunat de pe o săptămână pe alta. Astea sunt probleme de care se rezolvă între timp. Domnul președinte, supuneți la votarea 3 puncte. Deci primul punct. Trec toate 3 puncte. Da, puneți. Cine este pentru primul punct? Cine este pentru primul punct? Păi toate spuse sunt pe toate. Toate cu... Da. Doamna Lucina. Supunem la vot toate 3 punctele. Cine este pentru? Cu mențiunea... Să fie scutiți de unde nu se ia. Domnul consilier, o să ne implicăm împreună. Suntem de acord. O să vă invit când o să avem discuții, probleme, pe fiecare, pentru că e problema noastră. Dar o să vin, să știți, domnul viceprimar, o să vin, bazat pe lege, și eu explic că o lucrare ce nu se execută, ăla nu se plătește. Conform legii, le citesc legea. Noi avem de și convins... o să vin, la când ziceți dumneavoastră, o să vin. Avem de convins și pe alții, de asta zic. Nu, eu convin conform legii. O lucrare care nu se execută, ăla nu se plătește. Dacă cineva în țara asta îmi zice mie că o lucrare se plătește care nu se face, acolo mă angajez și eu. Modificați de proiect, dacă zice. Doamne, e cu subvenționarea, înțelegeți-mă, vă rog frumos. Nu. Deci, partea aia altă de subvenționare o decidem noi cu zonele fără acces. Dacă nu aprob conform proiectului, noi ce scriem când terminăm ședința? Cum facem hotărârea, domnului? Cu mențiunea, cu mențiunea, să bagă încă un articol, sensul... S-a aprobat cu mențiunea. De asta am specificat. Domnul Ortea. Corect, corect. Cine adică? Este pentru, cine este pentru, cine este pentru toate trei punctele? Cu mențiunea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pentru... Cine este împotrivă? Eu. Abține? Bărsangel și Lișangel. Nu o să trebuie. Deci, un... Păi, adică una. Da. Faceți procesele verbal, procesul verbal, din, cu zonele și cu cetățenii pe care îi scutiți de la asta. Și pe urmă, discutăm, în 2018 a fost scutit de la impozit un cetățean la care nu i s-a luat gunoiul. Da. Domnilor consilieri, ascultați-mă un pic. Sunt și acum cetățeni care nu și-au plătit gunoiul sau sunt cu probleme. Ascultați-mă un pic. De vineri încolo. Deci noi nu o să mai avem ridicat gunoiul. Indiferent, vă spun un singur lucru. E o responsabilitate a noastră la toți. Mai departe, nu mai am cu cine discuta. Deci aici, eu știu că e problema de Clește, dar să știți că nu mai avem cale de întoarce și nu știu cum o să rezolvăm. Păi da, trecut. Păi nu cred că a trecut. Ba da, suntem noi, nou și majoritatea, nu? Șase. Șase au fost. Da, din nou, care majoritatea? Care nouă? Nu, din 9, din 13 majoritatea. Deci, eu vă spun, nu e ideea, ideea e... Deci, încă unul. Și să știți, de 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 pentru.
Deci, e o problemă a noastră a tuturor. Acum, la vot încă o dată. Deci, e o problemă a noastră a tuturor. Revenit e așa și sunt 7 atunci. Deci, noi vorbim de o abținere și unul împotrivă, da? Da, da, da. Da, da, da. Sunt? Da. Da. Putem trece la punctul 4? Da. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor și a prețului de valorificare a masei lemnoase pentru anul 2019. Inițiator, primarul comunei. Aici e o problemă. Pe lista partizilor, dacă îmi permiteți, avem vreo 3, 6, 7, 8 partizi terase. Legea prevede că până când produsele accidentale nu sunt puse în valoare și valorificate, până atunci nu avem ce să ne ocupăm de terase. Având în vedere că încă avem partizi de accidentale și avem circa 20-30% care nu sunt puse în valoare în raza ocolului, nu se poate aproba. Că prevede legea. Că până atunci nu se poate aproba tăierile rase până când produsele accidentale nu sunt inventariate și valorificate. Domnul Antal, eu dacă vreau să vă întreb o treabă, și dacă da. Am aprobat noi, da. Ocolul poate să le pună, deci până nu se face, nu se valorifică, nu se pune în valoare și nu se vând. Are voie să le autorizeze. N-are, n-are. Nici tu trebuia să ne aducă în față. Că el știa că legea prevede că pe raza ocolului, dacă sunt produsele accidentale nepuse în valoare, nevalorificare de urgență, urgență înseamnă că un an deja, cred că am depășit un an, și încă nu sunt puse în valoare. Nu știu de ce s-a pus în valoarele tăile rase, dacă accidentarele încă sunt Ar fi însemnat ca să, adică să nu mai facă alte lucrări care trebuiau făcute din cauza că aia 20% nu s-au făcut. Domnul Vicer, noi am discutat, lucrările se pot face, că tăile rase nu se strică, dar nu se pun spre aprobare. Dar de ce? Ne l-au adus la cunoștință. Cunoștință? Noi nu avem nevoie de cunoștință. Ascultați-mă întâi. Ori aprobăm, ori... Deci noi și dacă ne permite să aprobăm până când produsele accidentale sunt pe pământ neinventariate și valorificate. Asta să înțelegem. Legea spune, nu eu zic. Da, legea nu le permite să le pună în valoare. Adică să le scoată. Să autorizeze. Să le autorizeze. Dar până atunci, e obligația asta. Dar noi putem să votăm. Noi, normal, am fi putut să fim de acord cu ele. Dacă puteți vota. Am înțeles. Legea nu permite așa ceva. Noi putem face să treacă partizele care le-au pus ei, pentru care sunt rase și care ne le-au pus în față. Dar nu înseamnă asta că ei pot să le autorizeze. Cum nu înseamnă? Dacă sunt aprobate, cine le oprește ca să nu autorizeze? Legea. Păi legea îi oprește. Dar atunci legea nu respectă că până atunci nu poți să pui în valoare până când nu ai pus în valoare produsele accidentale. Ia-o, domnul președinte, citiți legea, că până atunci n-ai voie să pui în valoare produse principale până când ai terminat cu accidentale și genă. Ia citiți legea. Bun, dar noi nu vorbim asta despre permite. Noi nu vorbim despre autorizare acum. Nu despre aprobare. De lucrare vorbim, de lucrare, că până atunci nu trebuia nici executat lucrările privite rase până când nu sunt puse accidentale. Așa prevede legea, așa scrie. Eu pot să vă citesc dacă nu credeți. Am înțeles, domnule. Bine, supunem la vot punctul numărul 4. Tot, chiar dacă aprobăm, totuși suntem destui. Dar trebuie să fie nouă. Am supus la vot. Cine este pentru? Cine este pentru punctul numărul 4? Cine este împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Comuna Ghimeș-Făget a clădirii tip container, baracament în care a funcționat BRD Grup, Societate General S.A., situată în satul Făget. Inițiator, primarul comunei.
Da, dacă îmi permiteți, aici deci am revenit asupra hotărârii punctului ăsta cu BRD-ul. Pentru că eu zic, dacă nu facem achiziția noastră, ei nu mai schimbă ca să negociem, vine și deci ia... prețul de vânzare rămâne la, 15.000, cât au spus inițial. La 15.000. 10.000 nu li se pare condamnare. Nu că nu li se pare, deci nu se mai poate întâlni comisia la București pentru ca să stabilească treaba. Dar am aprobat o dată. Așa, nu, nu s-a aprobat pentru 10.000. Ideea, ca să vă spun ce se întâmplă. Ei au zis că vin, își ia, desface baraca, ia bancomatul și vine și ia și roboțelul. Deci și le ia pe toate din comun. Asta a fost răspunsul lor. Dacă îl luăm... Părerea mea este putem aproba câtă muncă e acolo și dacă trebuie să faci tu acum cu banii tăi, nu poți face. Garantez eu că nu poți face. Și am zis că nu e, atât, nu e o sumă atât de mare și hai să o nu lăsăm așa. Ei o să ne plătească... Ei o să ne plătească o chirie... Da, avem un gând pentru ce o să folosim. Că avem plătiri mai multe, așteptam, dar nu le folosim deloc. Nu mai se strică. Putem folosi mai multe. Un notariat. Notariatul avem separat. Aprobare, așa ceva, am cerut noi notar. Nu, așteptăm propunerea, domnul Antar. Ideea e în felul următor. Asta dacă ai pierdut-o, nu o să mai ai. Ei au propus ca să ne plătească o chirie de 50 de euro lunar. Dacă rămâne spațiul ăla acolo. Ei plătesc 50 de euro lunar. Ei plătesc 50 de euro pentru ATM-ul ăla. Pentru ATM-ul ăla acolo, ca să nu-l mai vorbim. E un fel de compensare. Deci, dacă aprobăm achiziționarea clădirii, construcției respective, următorul proiect pe ordinea de zi, vedeți că e vorba de închirierea unui spațiu de 2 metri pătrați pentru ATM. ATM-ul este contra chiria ei pe care ar trebui să o plătească pe lună, este de 50 de euro. Da, și noi pentru că ne folosim... În 3 ani de zile, nu, 5 ani de zile amortizează și prețul, noi, nu? Dacă ne folosim de bancomat, ar trebui să plătim 50 de euro, pentru că ne-l lasă. Păi și da. Atunci un fel de compensare. Nu dăm bani, nu dăm bani, nu primim. Normal, normal. Dar avem clădirea și bancomat. Foarte normal, așa cum ne cum nu zice și domnul, chiar 15.000 de lei nu e un preț. Trebuie haideți să aprobăm, să le luăm și discuția gata. Nu sunt niște bani foarte mulți. Părerea mea este... Am pus bani mai mulți în altă parte. Și nu s-au văzut nimic. Nu trebuie să... Putem pune la vot? Părerea mea este ca să-l luăm, decât să ne iei... decât să ne iei bancomatele, să ne ducă, mai bine hai să-l aprobăm și rămân bancomatele, cel puțin ne putem mișca. Supune la vot. Da. Supunem la vot, mai ales numărul 5. Se aprobă. Cine se abține? Așa, deci acum punctul numărul 6, domnul președinte, să spun, deci e vorba despre suprafața de închiriere. Deci o puteți supune la vot și pe asta, că dacă a trecut 5 ani. Nu mă citesc? Nu, aceeași eu, pentru ATM. Deci pentru ATM. Supunem la vot punctul numărul 6. Cine este pentru? În unanimitate. Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Ghimeș-Făget la Societatea Națională de Cruce Roșie. Filiala Bacău. Nu scrie inițiator sau ce. Aici vă spun despre ei. Am discutat-o la ședința trecută, în prealabil. Cei de la Crucea Roșie au venit și ne-au dat o ofertă prin care am putea să aderăm la Crucea Roșie și ne poate ajuta în multe lucruri care sunt, de știu eu, ajutoare spre... În caz de calamitate, în caz probleme, de... Probleme, copii, mai asta era discutat și exact. Exact. Știți discutat. Putem să punem la vot? Contra unui caz, 26.000 de lei sau 2.500 anual, nu mai știu. 2.500 de lei. 2.500 de lei era anual. Iarăși nesemnificativă. Da, o trebuia de la... Oricum n-a fost să... Domnul consilier, și deja sunt cazuri suficiente care să... Cine este pentru punctul numărul 7? Punctul numărul 8.
diverse. Eu cred. Domnul Grăbean. Da. Vreau totuși, am mai întrebat acum anul ce s-a făcut cu cântarul din Grajdul de la Gine. Cântarul ăla de tauri care a fost acoperit de Gine. De la Ora. De la Ora. A fost aprobat de Consiliul Local și s-a vândut. Grajdul, da, dar cântarul în cărți s-a aprobat. Nu. Nu mă prost, s-a dat. Și fac o propunere, fac... Nu, cântarul. Nu, eu n-am treabă cu Grajdul. Și fac o propunere, în satul Rechitit sunt cele mai multe animale din comună. Așa. Și fac o propunere să-l montăm în satul Rechitit și undeva în centrul satului. Și pentru... Deci oamenii când vând un animal să se poată cântări, să nu fie trași un piept sau să nu trebuiască să coboare până la cântarul mare, până la făget, ca să-și cântărească animalele. Îmi permiteți să intervin un pic? Da. Deci cântarul ăla de acolo, de la Ghimeș, de exemplu, nici ăla nu are verificarea metrologică. Să zicem un cântar corect care ar trebui să aibă o verificare metrologică, să fie cu documente rele. Mai e funcțional. Cântarul respectiv e funcțional și acum, poarta, de câte am vorbit cu domnul Gârbea, Sorin, o zis că oricând e deschisă, oamenii de la Ghimeș merg și ei de acolo și își cântăresc animalele. Acum, echivalentul de animale, că sunt mai puține la Ghimeș și mai multe la Rechitiș, nu ar însemna că cei de la Ghimeș ar trebui să-i lăsăm fără cântar, dacă tot există acolo stabil. Și a doua la mână că o să fie și așa. Ceartă acolo. Mai bine ar fi să găsim varianta și soluția, să facem o achiziție de cântar și să instalăm un cântar nou în zona Rechitiș-Bolovăniști, pentru să zicem că să cuprindem amândouă zone. Da, așa. Deci putem propune... Tot la Rechitiș ar trebui. Am înțeles. Nu se poate. De la Bolovăniști suntem mai mulți la Rechitiș. Nu e asta că nu vrem. Da, eu n-am zis că vrem de acolo. Deci nu e corect să se ia de acolo, pentru că v-am spus, chiar dacă... Nu e problemă. Dacă găsim o altă soluție și aducem un nou, mai... Mă repet, poarta e deschisă la Ghimeș, cântarul funcționează, oamenii merg și cântăresc animal. Din câte mi s-a spus, așa știu. Putem propune, să vedem... Atunci nu le mai gătiți cu asta metrologică, că nu părută, că noi din moment ce să cântăriți... Am zis așa, că chiar dacă îl demontezi și îl duci, trebuie verificat, pentru că momentan el acolo funcționează, e bun. Dar să știți că dacă l-aș muta din locul respectiv... Nu, atunci e bună idee, să rămână acolo pentru cetățenii Ghimeșului, să facem toare și să montăm unul și Rechitiș. Să facem achiziția unui cântar, să ducem la Rechitiș. Păi eu mă gândesc că... Să nu fie învârtită, să rămână așa. Și să nu fie învârtită. Păi nu, logic. Deci, doamna secretar, specificați ca să ne înțelegem. Bun, dar totuși, domnul viceprimar, totuși anul ăsta se rezolvă problema asta. Că mă întreabă cetățenii... Eu l-am aici și pe domnul primar, care poate să vă confirme. Nu putem să dăm... să ne legăm la cap că până la ora... Nu, dar totuși cetățenilor, domnul primar, trebuie să le zic ceva. Ce să am promis că o să încerc. Înțeles și vă mulțumim frumos. Domnul consilier, trebuie făcut un proiect de hotărâre frumos, adus în fața Consiliului, Consiliul Local, probă, bani necesari, să se facem. Discutați cu domnul primar. Corect. Cât mai repede faceți o hotărâre de Consiliu. Mai aveți, domnul Dumnezeu? Nu. Domnul Oteam. Eu am mai multe. Aș începe cu cele mai ușoare. Avem o echipă de fotbal în Ghimeș. De 2 ani de zile. Și aș avea nevoie de niște ajutor. Adică din partea primăriei ce prevede jos acolo. Gardul refăcut oleacă pe partea drumului național DN12. Ar trebui să luăm niște plasă în spatele sporții din spate, o plasă de la plastic care ține mingea să nu plasă de textilă, da. Ar trebui niște bănci de rezervă, că ați văzut iarna asta, vântul a dat-o jos, toate a stricat toate. Să ne organizăm un pic. Da, ar trebui făcut treaba asta.
pentru că anul ăsta, până în anul ăsta nu au funcționat juniorii, dar din anul ăsta vrem să începem antrenamentul și pentru juniori, adică ce înseamnă din clasa 5-a până în clasa 8-a, vrem să facem o campanie, nu contează câți oameni, avem antrenori, avem fonduri suficiente pentru treaba asta, mai ales îi mulțumesc acum cu ocazia asta pentru sponsorii care lucrează afară în Germania, Danemarca, Ungaria, Franța, am primit foarte multe sponsorizări de acolo, dar oamenii care lucrează aici în comună, din comună lucrează afară și ne trimit câte o sponsorizare în fiecare an. Îi mulțumesc acum cu ocazia asta, dar pentru treaba asta, pentru băncile de rezervă, pentru plasă, pentru gardul normal care e afară, nu ajung banii și ar trebui reparat, dacă se poate, din fondul primăriei, am rugăminte foarte mare pe treaba asta. Că dacă ne apucăm din mai cu antrenamentele pentru copii, atunci se arată cât de cât cum ar trebui să arată. Dar momentan, stadionul este în stare foarte bună. Acum, în mai, o să cerem iarăși compactorul să mai compactăm încă o dată terenul. Avem cositor, avem tot, am primit cositoare din Danemarca, cosim în fiecare săptămână. Acum nu. Acum nu, că acum e zăpadă. Și vrem să facem și pentru copii. De exemplu, anul trecut am făcut o probă pe antrenament, când veneau cam 30-40 de copii și 50. Dacă facem o campanie mai mare, putem să ajungem și 60-70 de copii. Eu zic că este o chestiune, o inițiativă bună, că pentru copii trebuie mișcare. Adică acum vedem că numai laptop cu telefonul stă acasă înăuntru, nu poți să scoți afară. Nu poți să scoți afară. Foarte bine, trebuie făcut un necesar cu multe. Nu e vorba de o sumă mare, că nu, acum trebuie două bănci de rezervă să fie făcut ca lumea. Ăla trebuie cumpărat, că se poate da comanda și aduce aici cu curierul, nu e o sumă mare. Plasa aia în spate, nu cred că o să fie o sumă exorbitantă de mare. Asta nu cred. Și gardul e făcut acolo, trebuie niște scări sau niște schelete mai mari, că e înalt gardul de lângă DN12, foarte înalt și s-a desprins, adică sudurile s-au desprins, ar trebui sudate din nou, de la minci. Poate... Ce spuneți? Ce spuneți la... Ce aș putea să spun? Se poate? Îl lăsați pe domnul viceprimar să ducă îndeplinire dacă cerințele sau faceți dumneavoastră sau... Facem împreună. Am înțeles. Mai sigur. Am înțeles. Dar trebuie făcut un necesar. Facem un necesar. Eu pot să cer și prețurile... Ori necesarul cât trebuie, cât vrei, unde trebuie și ce trebuie. Dar nu trebuie pentru mine să nu înțeleagă cineva că eu peste pentru mine... Peste tot ce trebuie... Acolo ce trebuie. Eu fac necesarul și vin aici. Necesarul peste tot ce trebuie acolo. Deci inițiativă bună, o susținem. Bine, mulțumesc frumos pe treaba asta. Atunci, cealaltă problemă, am vorbit cu domnul Bilimboc Agustin Gustibaci. E vorba de cantonul 30 la cetatea Racoții, care ar trebui... A trecut pe la mine și mi-a povestit. Ar trebui făcut ceva cu el, adică toată țigla care e pe acoperiș îți rupte, are 10 ani, s-au stricat toată țigla, ar trebui schimbat. De calitate, da. Și ar trebui refăcut acolo, ar trebui ajutat omul să fie făcut ca să nu plouă înăuntru, dacă totuși avem o clădire frumoasă acolo, să nu ajungem acolo să se, strice din cauza ploii sau din cauza... Că nu e vorba de o sumă mare. Și dacă trebuie să schimbăm toată țigla, trebuie schimbat, nu cred că ajunge. Pentru o casă acum, de exemplu, e 3-4 mii de lei țigla pentru o casă normală. Nu cred că depășim treaba asta. Am discutat un pic și cu dânsul, a fost la mine. Am discutat un pic cu el, au zis și dânsul că să vină primăvara, să vină primăvara. Așa. Da, se poate rezolva. Am zis așa, el dânsul a zis că avem niște stocuri și de țiglă și de atât, deci se poate vedea un pic care ar fi și a zis că și dânsul pune o mână de ajutor dacă ajută. Dar și au zis că el face fără nicio problemă, dar ar trebui ajutor și din partea primăriei.
Păi ar avea nevoie de ajutor de acoperiș. Da. Păi sunt vreo 40 metri pătrați toată. Acum... 2000 de lei. Da. Auzi, Petrica, dacă luăm așa, pentru asta nu știu trebuie. Păi da, dar fiți atent aici, domnul Dumnezeu. Dumnezeu, de bine școli să mă cheam. Eu am înțeles, dar totuși e clădirea primăriei. Dar... Dar... Bine, eu am terminat aici treaba. Și eu am terminat. Mulțumesc frumos. Acum, încă un punct, încă două puncte mai am de ridicat. În decembrie am cerut de la reprezentanții ocolului Silvic, Ghimeș și Făget niște explicații, dar încă nu am primit, din păcate. În privința parohiilor cu suprafețele respective, cu marcările respective, cu punerea în valoare, câți bani au virat, cât este pe hectar paze, cât face paza ocolului Ghimeș Făget pe hectar, nu am primit niște răspunsuri nici acum. Dacă puteți să înștiințați încă o dată că iertura viitoare pur și simplu, degeaba cer eu ceva că nu mă ascultă nimeni. Eu nu mai vin la ședință și am terminat. Să facă fiecare ce vrea și așa, vorbim ceva, ieșim afară și nu se face nimic. Unele este unele lucruri. Da, asta nu se face, domnule. Da. Asta zic, asta e problema pe care aștept încă pe treaba asta aștept un răspuns foarte clar. La ocol. Cu ocolul vorbesc acum foarte zic și aștept un răspuns că noi putem să vindem și venim cu partid și trebuie, eu am înțeles. Fiecare firmă are nevoie de partid, are nevoie de lemn, are nevoie, are angajați, trebuie să plătească la stat. Într-adevăr. Dar totuși, și noi dacă cerem ceva, nu pentru că vreau să facem, ca să știu că era vorbe, foarte multe vorbe în stat, că n-a primit bani, ăla n-a primit, ăla a primit, s-a cărat toată pădurea parohiilor. Să vedem care e situația concretă, scris alb pe negru. Ăsta vreau să aflu. Aici am consiliu. Să vină în față cu hârtile, cu caietele, cu ce are el și să ne înștiințeze care e treaba. Dar real. Nu că batem una pe burtă și zicem și altfel în spate. Nu. Real. Negru pe alb. Mulțumesc frumos. Și acum ultimul punct pe care vreau să ridic. Nu știu dacă ați aflat, dar cred că știu mai multe persoane aici. Sunt înscriși în Asociația Bio, care s-a pornit pe valea asta, Ghimeșului, adică cele, lunga de sus, lunga de mijloc și lunga de... adică Ghimeșul. Sunt înscriși, cred că și dumneavoastră, mai multe persoane în asociația respectivă. Și au venit la... s-a ridicat problema laptelui pe valea, adică în Ghimeș. Că la lunga de sus se strânge, la lunga de mijloc se strânge, la Ghimeș nu se strânge. Și a venit domnul director de la asociație și zice că oamenii de aici, așa am înțeles că avem vreo 50-60 de fermieri înscriși în asociația asta. Cu oamenii ăștia, ei sunt deschiși să facem un punct de colectare a laptelui. Dar bineînțeles, singura problemă aici, trebuie să ne înțelegem o singură treabă. Fără bani nu se poate, adică... Nu mai pic, acum vorbesc. Bine? Se poate încă? Pot să continui? Ar trebui să dăm un loc unde să facem un punct de colectare a laptelui, dacă sunteți interesat, dacă nu sunteți interesat, nici nu mai zic în continuare. Că eu nu vreau să fac, că nu sunt fermier, nu sunt deținător de animale. Și ar trebui ajutat asociația asta respectivă, oamenii de aici, nu asociația, oamenii de aici, să cumpărăm un utilaj, o mașină, să facem un punct de colectare, că pentru vânzarea laptelui este destul de multe potențial să cumpără la un preț bun. Nu la 40 de bani, cum s-a cumpărat până acum, dar sau 60. Se poate da și cu un leu 20 și cu un leu 30. Dacă este colectat la un punct, 2-3 mii de litri, să corespunde calitativ, se poate. Dacă sunteți pentru, atunci ei așa au zis că poate să vină, vă înțelegeți. Cred că aici mai mult de jumate sunt înscris în asociația respectivă. Domnul Oltean, vreau să vă aduc la cunoștință că am fost foarte deschiși cu dânsii când au venit de la început. Tocmai de asta, la un moment dat, cei care au vrut să adere, deci fermierii, pentru fiecare
nu poți să obligi pe nimeni. Deci, corect. Au vrut să adere, deja a spus persoanele. Vreo 50 de persoane sunt în ghime și numai. De 50. Și să știți că aia 50 cam aia sunt. Mai sunt câțiva. Per total am întrebat, per total pe 3 comune are aproape 200 de persoane asociate. Deci noi avem, suficienți oameni care au aderat. Și îi susținem în continuare, nu se pune problema să vină la noi să discutați să așa și să vedem punctul care le-ar conveni și lor. Dar nu lor, că oamenii de aici, și lor, da, și la oameni și lor. Dar deci oamenii de aici ar trebui să se pornească, care e fermier, domnul Petrică, domnul Gârbea, domnul primar. Deci, cine au vreau să vă spun așa, adică direct, adică o pentru... să discutăm cu dâns și cei care sunt aderanți deja să facă o întâlnire și să se stabilească împreună cu ei unde ar fi locul ăla care să se amplaseze ăsta de colectare laptelui. Bine, bine. Și părerea mea că fiecare consilier în zonă ar trebui treaba asta să discută cam unde ar veni și pentru ședința viitoare să vie că oamenii solicită cam aici. Sunt atâția oameni că care... Asta nu e un proiect care nu se poate să facă. Adică nu e un proiect de miliarde sau milioane de euro. Interesul care comun. Interesul e și pentru ăla care colectează și pentru ăla care... Un singur punct, cu o singură mașină cu un butoi inox pe el, ca să n-avem treabă nici cu Sanepidu, cât de cât legal, deci un angajat la asociația respectivă, om de aici, adică exclusiv să fie angajat de aici, om din Ghimeș, Făget, nu din Lunca sau din Balată, din comună, una sau două cât trebuie, și să începe. Da. Și cred că din prețul ăla de diferență, că vă zic ceva, în altă parte, de exemplu, se ia cu 1 leu și 10 bani, se vinde cu 1 leu și 25 de bani. Aia 15 bani pe litru scoate salariul la 2 oameni pe lună. Aici încă un punct ce am notat, aici să mai întreb pe domnul viceprimar, un punct foarte sensibil, cu totuși iarăși vin că trece timpul, ianuarie, februarie, martie și vin iarăși apele mai mari, probleme în privința aia, ceva răspuns, ceva proiecte, ceva, ați putut să vorbiți cu cineva, să urgentăm ceva? Am vorbit la ape, acum reiese din documente că e prinsă, deci pe Ghimea și atât a reușit să prindă o suprafață de 800 de metri în zona aia. Da? Ni s-a spus că anul ăsta vor să dea drumul la lucrări. Asta ni s-a spus și anul trecut, ni s-a spus și acum 2 ani. Dar în schimb, noi, ca și cu domnul primar, am discutat problema, în fiecare an am zis să venim cu, deci cu bolovan, cum am început anul trecut. Deja și în toamnă am dus vă două mașini și am zis că, și acum să desprimă vărează, iară să facem o achiziție de stânci și să punem în continuare și să-l întărim. Că s-a văzut că e... Nu, e bun. Stânca aia mare, mai ales... Avem promisiunea acum, nu pot să vă spun ce mai. Mai trebuie vreo 10 bascule de... Și 20 dacă e nevoie, pentru da, treaba asta trebuie cumpărat și 20 și 30. Și 20, până la urmă, dacă ăla ai făcut. Da, am înțeles, dar trebuie atunci... Dacă pui 20 de bascule unul lângă altul. Deci acum avem situația și sus și la gatelul, și la gatelul meu, și la gatelul Ișua, și acolo sus sunt și acolo probleme destule. Da. Și acolo ar trebui făcut ceva. Numai și mai sus acolo la Neima e mai sus totuși decât drumul, adică acolo dacă nu se compactează, adică nu se scoate, necomatează ceva, atunci prima apa mare care o să vină, o să ia în jos, că e mai sus. E mai sus totuși decât... Băgați un buldozer de 2-3 săptămâni ca să... Dar ăsta vă zic că trebuie să vă luați ceva măsuri, să căutați, să faceți... N-avem buldozer, mi se pare. N-avem buldozer. Bine, în mare ce am avut la diverse, am zis mulțumesc frumos de el pentru timpul acordat. O mică acum momentan m-am uitat. Ce ar fi să luăm un buldozer scator de asta? Cel mai mare. Dar noi avem, domnul primar, trebuie să vină cu noi. Dar când vine? Acum, la sfârșitul lunii. De la Mariale. Da. Atunci ne faci cu da. Deci trebuie să ne vină. Dacă vreți să de tipul cel mai mare, cu ăla faci de... Și așa faci ca lumea. Ar trebui că acolo e lată și aduce de sus toate
pietrișul tot și rămâne acolo să... Și bagă. Acum e cu aproape cu un metru mai înalt decât... Dacă scoți din mijloc, pui pe... Da. Măcar un an, doi ani de zile, tot e bine. Înțelege? Deci trebuie făcut lucrări anuale din reținere. Da, obligatorie. Deci o să ținem... Nu mai am, mulțumesc frumos de... Domnul Eșan. Eu aș avea multe întrebări, dar una mă bucur de aici, domnul primar, și aș vrea să întreb. De ce nu se respectă hotărârea de Consiliu care am luat-o noi în ceea ce privește materiile pe la persoanele pe proprietăți? Noi aici am stabilit un preț și nu se respectă de către un Consiliu prețul respectiv. Dumneavoastră, pe urmă, ați făcut un proiect de abrogare, ăla n-a trecut, și valabil prețul care l-am stabilit noi în ședință. Da? Ocolul Silvic nu respectă prețul respectiv. Îmi trebuie să-mi dai un timp. 2-3 zile. Da. Eu numai zic că poate nu știați. Trec de la acolo la 10. Să văd unde e greșeala, eu am greșit, celălalt să văd. Nu, dumneavoastră n-ați greșit, dar eu... Deci în Consiliu s-a aprobat, da? 2-3 zile, 2-3 zile. Care e la prețul ăla? 12 lei pe metru cub. Atât. Da. Și acum cât se ia? Acum tot aceeași preț se ia care a fost? Sau... Nu, 12 lei, te pare. 5 lei. Sau cât? 15 lei. Și proiectul de hotărâre era pe 12 lei, că domnul Antal a făcut proiectul de hotărâre. Încă o dată de ce bază se ia 15 lei? Nu, deci nu se ia 15 lei, domnilor. Stați un pic, că anul trecut se lua 45 de lei fără TVA. Atât a fost înainte de proiectul nostru prețul la marcări. 45 de lei fără TVA. Un om dacă marcă 10 metri cu 500, plătește... Ăsta era prețul înaintea proiectului care l-am aprobat noi. În orice caz vă dau un răspuns. Da. Răspunsul e că ei nu respectă legea. Atât. De ce? Ăsta nu știu de ce. Da, nu am spus că dau răspuns. De ce nu respectă legea? Domnul Otilă, dau răspuns. Voi hotărâre de consiliu e o lege pentru... Ei sunt... Vreau răspund, dragul. Da, nu se vrea. În ceea ce privește cu stâlpii de electricitate, domnul vice, în zona Bolovănișului, din decembrie nu mai avem curent pe stâlpi. Pe iluminatul public? Da. Din decembrie. A fost sărbătorile, a fost nopți, a fost... E o problemă. Vă rog să anunțați electricianul. Noi l-am anunțat, dar a zis că nu poate, nu. Aici avem o problemă, s-au făcut, sunt niște zone unde au intervenit niște scurturi pe rețea. În timpul iernii, cum au fost precipitațiile, nu a putut să urce pe stâlpi. Stâlpii fiind sub tensiune, normal, nici nu are voie să urce, așa. Și mi s-a promis că vin și de la Ion să vedem, să deconectăm ca să putem urca și va trebui să deconectăm rețelele în zonele respective ca să vedem care e treaba. Pentru că e vorba de torsonatul ăla, că deci cablul ăla care e dus gros și sunt niște scurt pe zonă. Ei mi-au explicat că, adică electricianul mi-a explicat că nu poate să urce pe stâlp și să verifice condițiile astea meteo. Acum, la problema cu electricianul mai avem o treabă. Să vedem un pic, anul trecut nu am putut să facem achiziția unei mașini. Trebuie să găsim o soluție, nu are cu ce să deplasa la locurile cu probleme din comună. Și vreau să vă spun că are o destul de dificil, pentru că la un moment dat e o problemă pe Târgăuș, apare o problemă pe Rechitiș, apare o problemă pe... Deci are de umblat și nu are mașină. N-am putut, deci deocamdată încă n-am putut să găsim soluții ce și cum să facem. Să vedem un pic ce reușim să facem anul ăsta ca să achiziționăm o mașină. În ceea ce privește clădirile școlii Bolovăniș, pe viitor ce se întâmplă cu clădirile respective? Cu? Cu clădirile de la școala Bolovăniș. Care a fost școala Bolovăniș, cu clădirile respective, pe viitor, păi ce s-a întâmplat? Păi deocamdată. Adică dacă sale noastre. S-a închis, deci... Stați așa un pic, deci mai este încă, e vorba de încă, deci numai grădinița. Deocamdată, conform legii cățământului...
cu acordul Consiliului, să fiu mai scurt, cu acordul Consiliului, trebuie să renovăm pe toate, vopsite. Să renovăm toate, domnule Suleman, sunt perfect în stare. Dacă nu faci drepturile asta, ca să conservezi, atunci... Că nu poți folosi pentru altă destinație. Destinația deci nu se folosește pentru... Bun, dacă nu poți folosi, dar o țin conservat. Pe care ar trebui să folosim. Dar o ții conservat. Ori o lași ca să... Deci clădirile sunt în stare foarte bună. Din două soluțiuni. Deci nu se pune nici problemă. Dar să nu conservăm în așa fel, cum am conservat brutăria, conservăm altă soluție. Brutăria e conservat bine. N-am vrut să spun acum că acolo ar putea să facem, că era trebuit să mai schimb. Achiziționarea laptelui și făcut și făcut și făcut. Dacă sunteți de acord, pentru ședința viitoare, aprobăm. Trebuie un proiect de hotărâre, aduse niște cisterne acolo și acolo se poate achiziționa și de acolo se poate... Acolo este loc pentru tot. Asta ziceam, că e o clădire destul de mare și să folosim pentru ceva, dacă totul... Dar pentru ăsta și mai mult. Deci, important e că clădirea există. Bune. Clădirea există și se poate. Fermierii și agricultorii să se întrunească și să facă ceva. Totuși trebuie să ne organizare de la rechitic și copul. Eu nu scul cineva așa și așa de transport. Ești fermier. Totuși. Trebuie să facă fermierii. Păi să se abune și să facă ceva. Să se miște ceva. Pentru noi important să fie mașină. Că noi ajutăm. Facem primăria, dar ei trebuie să facă. Că totul... Tot primarul și viceprimarul nu poate să facă. Înțelegeți? Dacă o lăși pe seama omului, omul nu o să facă nimic. Îți garantez. Și nici tu poți să impui. Păi, am înțeles, dar... Și încă un punct aș avea. În ce stadiu proiectul referitor la drumul Bolovăniști, diguire... Pentru că, vedeți, au trecut atâția zeci de ani. De când noi tot prin praf, tot prin noroi, și locuiesc cetățenii acolo, care și ei au votat la un moment dat, pe toată lumea. Și lăsați-mă, vă rog să termin. În ultimii ani, mașinile de mare tonaj strică casele oamenilor să dărâmă, să trapă pereți, domnilor. De ce nu se amplasează limitatoarele alea de tonaj care sunt prevăzute prin proiecte? Pentru că sunt familii care m-au chemat, mi-au arătat pereți. Uitați că aici, scrăpați așa, îi cade casa la oamenii în cap. Trec mașinile pline cu bușteni de mare tonaj. Deci nu se poate lua măsuri sau să se amplaseze indicatoarele sau nu știu care altă măsură. Și praful ăla, toată vara, nu mai putem și în sertarul de linguri praf are oamenii. Păi, dar sunt atâția zeci de ani că tot promitem că facem. Când? Îmi permiteți? Da, vă rog. Deci ideea e, din fondul propriu, deci nu putem să ne apucăm de un proiect. Am încercat așa cum asta, acum mergem paralel. Am încercat să facem niște măsurători, tot ceea ce constă proiectele. Acum încercăm să mergem pe un proiect european. Din ce cauză? Nu numai acum. Deci a fost depus împreună cu Târhăușul. Târhăușul a fost aprobat, Bolovăniciu din cauza malurilor a fost respins. Acum, spuneți-mi vina cu ei. Unde vina? Pentru că am stat cu proiectele, ambele au fost pe masă. Analiza proiectelor nu se face de pe o zi pe alta. Acum încercăm din nou să depunem din nou proiectul Bolovăniciu. Credeți-mă că eu sunt mândru că în comuna asta se face Târhăușul acum, să nu cumva să crezi că n-aș fi fost mândru să facă Bolovăniciu, că și eu fac drumul zilnic de acolo. Și să nu credeți că mie îmi convine ca să vin prin praf și toți cetățenii să fie în praf. Dar n-avem ce face. Trebuie să facem pașii care trebuie făcuți. Că nu ține totul numai de mine sau de domnul primar sau de dumneavoastră. Pentru că așa aș putea să zic, domnul consiliar, să vedem într-o săptămână dacă este o soluție, haideți să o facem. Nu este. Dar domnule, amplasarea indicatorilor de tonaj, tot proiectele se amplasarea europene, amplasarea indicatorilor de tonaj, domnul Vârsan, amplasarea indicatorilor de tonaj, vreau să vă spun în felul următor. Toți cetățenii noștri sunt care umblă cu mașinile. Ca să nu mergem mai departe. Camioane n-au toți cetățenii.
Bun, dumneavoastră ați avut camion. Ai 1% ați avut camion dumneavoastră? Sigur că da. Și pe unde ați umblat? Bunul simț ca să pe nu mai șir cu el. Unde ați umblat cu el? Dar până când ați umblat pe 7,5 tone. Rețineți. Da, și câte tone puneați pe el? Nici o tonă. Nici o tonă. Deci, haideți să fim în felul următor. Să discutăm cu toată lumea. Să discutăm, cine... domnule vice. Eu am pus o problemă. Am înțeles. Greșesc. Nu greșiți. Haideți să o discutăm împreună. Ne întâlnim frumos, îi chemăm pe toți care știm că circulă, că nu sunt așa de mulți și ai noștri. Și haideți să vedem că ce soluții găsim. Să chemăm și la care li se distruge casele. Și pe aia să-i chemăm. Noi ducem acolo. Să vedem care e problema. Unde sunt probleme. N-am zis că... Ziceați adine ori că mai durează nu știu câți ani cu malurile. Am zis că... Dar, și malurile. Dacă merg în continuu camioanele, nu se strică mai tare. Marurile s-au stricat și din punct de vedere a apei, că s-a adâncit pe rău, deci știm cauzele. Și e și problema cu camioanele. Mulțumesc frumos. Domnule consilier, declar ședința închisă. Bun găsit, dragi telespectatori, suntem în comuna Ghimeș-Făget. Vreau să vă semnalez un lucru deosebit care, sincer, și a pătruns și la sufletul meu. Este vorba de o acțiune caritabilă din partea celor care lucrează la primărie. Este un gest deosebit pe care îl fac acești oameni pentru semenii lor. E vorba de un act de caritate pentru o persoană cu dizabilități. În spatele meu este casa unde, pe care o vor vizita în acest moment. Imaginile cred că spun foarte mult. Mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua! Vă deranjăm? Nu. Vă deranjăm. Ce faceți? Stau și vă. Știm problema cu copilul care aveți și ați avut și o cerere depusă către primărie. Da. Da, uite că colectivul primăriei a participat la împodobirea unui pom de Crăciun care a fost la târgul de Crăciun. Da. Și o parte din bani aia vrea să îi doneze pentru problema da, care o aveți voi. Da, puteți să intrați și în casă. Da, vedem un pic copilul. Da, puteți, da. Cel mare e la școală. Ia de la școală. Da. El e cu probleme. Bună ziua. Da, băiatul, da, este cu probleme. Haideți, nu am putut să fie liniștite. Salutare. Uite, Valentina zice. Alex. Bravo, crești mare. Pe tine cum te cheamă? Crești mare. Da, pe tine. Pe tine? Uite, noi v-am adus și câteva dulciuri. Ca să nu fie favorizat doar frățiorul care este bolnavior. Așa. Și da, nu pune acum. La ceilalți doi, da. Nu sunt frumos. Și cum? Am înțeles că deja i-ați făcut, au avut o intervenție, nu? Da, și mai trebuie să fac vara, odată mai trebuie să fac intervenția, da. El momentan merge în... Așa merge, da, dacă... Nu trebuia să... Măi, trebuia să-l lua așa, nu zic că... Lasă, lasă. Da, cine au acolo, da. Acolo, aici au pus ceva. Și vara trebuie să opereze aici jos, dacă nu pune piciorul jos până la vara, până în iunie. Poți să te îmbrăți, nu-i bine. O să vedem până la vara, o să vedem. Prima dată când ne-am înscris la concursul cu împodobirea bradului, ne-am gândit la o... Un caz social, da. Toată echipa, colectivul primăriei a decis ca să vă mânăm banii vouă. Mulțumim frumos! Să fie spre sprijinul și ajutorul copilului. Mulțumim frumos! Să se facă bine! Și aveți copii frumoși, să aveți grijă de ei!